Bună ziua, dragii mei Capricorn, bine v-am regăsit la etalarea generală pentru fiecare zodie în parte pentru luna decembrie. O să aflu pentru dumneavoastră ceea ce ar fi necesar să aflați că este important în această lună decembrie, o lună cu schimbări destul de importante. Ne aflăm într-o lună în care totul se poate schimba de la clipă la clipă, altfel spus, nu aduce anul, ci aduce ceasul. Pentru majoritatea semnelor zodiacale există aceste schimbări, o să vedem dacă și la dumneavoastră, mai ales în planul finanțelor. Este o lună în care se cheltuie mult, așa că, bineînțeles, capricornii nu sunt privați de acest impuls de a cheltui peste măsură, datorită faptului că este o lună a cadourilor. Dragii mei, o să folosesc mai multe pachete de cărți de oracol, o să avem mesaje călăuzitoare acestei luni, mesaje surpriză, de asemenea, în planul iubirii. O să avem și un răspuns aproape personalizat la o situație cu care vă confruntați, domniile voastre, în această lună. Și așa că haideți să vedem ce putem să aflăm. Mai puține vorbe, mai puține fapte. O să încep cu mesaje călăuzitoare în această lună. Vreau să vă zic că s-ar putea să aveți parte de schimbări extrem de importante în planul iubirii. De ce? Pentru că o nouă dragoste se prefigurează la orizont. Asta vorbim despre reaprinderea unei iubiri mai vechi sau o dragoste, mai ales pentru capricornii singuri, o dragoste cu o persoană cu totul și cu totul nouă, așa că pregătiți-vă și din acest punct de vedere. Poate că condițiile nu au fost prielnice în ultima perioadă să trăiți tot ce ați vrut voi să trăiți alături cu o persoană nouă sau mai veche, dar uite că luna decembrie, cred că și datorită energiei bune de revitalizare, de revigorare, aveți această șansă de a intra într-o fază de uniune, de completare cu, de ce nu, cererea în căsătorie, nașterea unui copil, adopția unui copil, noi planuri, obiective pe termen lung. Haideți să vedem la ce ar trebui voi să vă așteptați. Sau sunt foarte multe situații noi, dacă ne referim și la partea aceasta al carierei, propuneri, ieșirea dintr-un impas, dintr-un conflict și o iubire care vă va fulgera, așa, o iubire fulgerătoare. Deci am insistat pentru că am simțit că vin aceste mesaje și vin aceste întâmplări către voi. Cupidon s-ar putea să fie mult mai activ și pentru voi, capricornii, în această perioadă față de lunile trecute, când poate nu prea se mai mișca mai nimic. Nu lăsați mândria să fie un obstacol în calea voastră. De ce vă spun acest lucru? Pentru că chiar dacă veți avea parte de aceste oportunități, s-ar putea să vină din partea unor persoane pe care nu prea le haliți, în ghilimele, și atunci nu prea vă plac acele persoane. Și atunci să nu vreți voi să spuneți da, nu vreau sau prea târziu sau ceva, să știți, să nu vă cadă așa cum trebuie. Dar văd că luna decembrie este o lună în care totul ajunge la un, cum să vă spun, la un apogeu. S-ar putea să aveți parte de mult mai multe lucruri la care nu vă așteptați, pentru că unii capricorni s-au lăsat sau delăsat, că nu li s-a întâmplat nimic în ultima perioadă și atunci au zis, ce rost mai are să mă forțez, pentru că oricum nu mi se întâmplă nimic. Este un soi de resemnare din care universul vrea să vă scoată prin aceste cadouri, daruri, propuneri, contracte, schimbare importantă de job sau schimbare importantă în carieră. Dar atenție, că s-ar putea ca aceste propuneri și această mână de ajutor să vină din partea unei persoane care nu neapărat o aveți la
inimă. Dar până la urmă știți cum se spune, dacă vă vedeți cu saci în căruță, este în regulă. Sau s-ar putea să faceți lucruri pe care în mod normal nu vă place să le faceți, dar pentru a vă rotunji veniturile sau pentru a avea un câștig de cauză sau pentru beneficiul vostru, va trebui să vă faceți, adică nu va trebui nimic. Este necesar să vă faceți frate cu naiba până treceți puntea. Nu este vorba de un compromis de lungă durată, ci este vorba de acel compromis, cum că să închideți ochii, dacă se poate, până obțineți un contract, o negociere sau până vi se îndeplinește dorința. S-a întors această carte care înseamnă că veți savura în această lună mici bucurii ale vieții. Sunteți destul de însingurați sau v-ați cam izolat de lume. Foarte mulți capricornii sunt debusolați, sunt confuzi, sunt resemnați, nostalgici și în foarte multe cazuri anxioși. Experimentați niște dereglări, poate la doamne, hormonale în general, nu numai la doamne. Poate să fie vorba despre a experimenta episoade din sfera anxietății, insomniei, decepției sau pur și simplu să ascundeți această parte a suferinței voastre de ochii lumii, mă rog, apărând că sunteți foarte bine sau unii dintre noastre chiar nici nu vreți să mai apăreți pe nicăieri. Vreți să vă lingeți dumneavoastră rănile și când va fi cazul să ieșiți la liman. Aici posibilitatea care, sau gura de energie, gura de oxigen pe care o să o aveți din punct de vedere al jobului sau unor afaceri personale, o afacere pe cont propriu s-ar putea să aibă foarte mari șanse de succes. Totul este să începeți. Sunt foarte mulți capricorni care au o mulțime de idei, însă nu fac nimic pentru că simt că nu au parte sau nu dispun de resursele necesare, materiale, morale, profesionale și așa mai departe. Totul se întâmplă cu pași mici. Important este să merge, să procede, să acționați, să faceți ceva, un pas cât de mic, și să aveți curaj să începeți această afacere pe cont propriu, activitate față de ceea ce faceți voi în mod regulat, pentru că chiar o să aveți parte de surprize. Că tot spuneam că există șansa de a avea și niște propuneri, însă vă gândiți că nu e ok, sau aici vorbeam de persoane care vă fac aceste propuneri și nu le aveți la suflet. Aici poate să fie vorba și despre afaceri la care vă gândiți, dar mor din fașă pentru că voi nu aveți acel curaj de a face un pas, pentru că nu aveți aia. Faceți și după aia vedeți dumneavoastră dacă continua sau nu. Vă lipsește un pic un imbold, un impuls, cineva să vă dea așa o brânci să acționați. Dar aici aveți două cărți care vorbesc despre succes. Dacă este nevoie, încercați să petreceți cât mai mult timp cu propria persoană și să puneți voi pe foaie avantaje și dezavantaje sau să vă gândiți la ceea ce v-ar prii, ceea ce este de folos. Nu să rămâneți în zona aceasta de inactivitate, de inacțiune, pentru că asta este... cu greu vă rupeți de inactivitate și odată cu și neapărat dorință, odată cu faptul că nu e vorba de voință, că nici nu vreți să ieșiți din această stare de aparent confort, să știți că afectează și pe cei din jurul dumneavoastră. Dacă voi nu faceți nimic sau voi nu vă scuturați un pic de colb și mergeți mai departe îndrăznind, s-ar putea să afectați și pe cei din jurul dumneavoastră, pentru că vă văd așa. Știți cum se spune? Dacă ești tu nervos, îți faci rău și ție și celor din jurul tău, sau tensionat, sau știți, deci ceva de genul acesta. Spuneam că foarte mulți capricornii au parte de această
perioadă în care nu lipsește supărarea, tristețea, melancolia și anxietatea. Dar tristețea, să știți că se va risipi în timp și chiar o să vedeți din ce în ce mai clar cât de importantă a fost această perioadă în care probabil a trebuit să așteptați un pic, să așteptați un pic pentru a crește, pentru a progresa. Pentru că la voi este către succes, către direcția este către succes, către progres, către mărire. Cred că sunt foarte mulți capricorni care au senzația că s-au decepționat, au decepționat persoane de lângă ei și s-au decepționat pe ei înșiși din cauza faptelor că nu prea au avut reușite, să spunem așa, în ultimul timp. Și atunci sunt unii capricorni care spun, cum, domnule, că aceia au reușit și eu nu. Mie nu mi se întâmplă nimic. Poate că și așteptați unii capricorni să se întâmple de la sine. Din păcate, lucrurile nu se petrec de la sine, de asta vă și simțiți cumva blocați sau blocate în gândurile voastre și în acțiunea aceasta. Viitorul sună bine, însă trebuie să vă convingeți cu siguranță voi. Cred că lucrurile o să meargă din ce în ce înainte. Și este posibil să primiți o înștiințare, o ceva scris, în orice caz, care vă determină să luați o hotărâre de a merge înainte. Și aici mă refer și la un mesaj din partea unei persoane cu care v-ați certat și apare în viața voastră. Posibil să primiți un mesaj de la o persoană cu totul și cu totul nouă, că tot vorbeam despre cartea călăuzitoare în care ne înștiința că aveți parte de regăsire și de revenire într-o conexiune. De asemenea, s-ar putea ca, virgulă, cu ajutorul acestei înștiințări, să primiți destul de multe alte opțiuni și să nu știți pe care să o alegeți, nu știți care este opțiunea câștigătoare. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că prea în ultima perioadă n-ați primit nicio ofertă și acum, dintr-o dată, că tot este luna decembrie și spre final de an, să obțineți mai multe oferte, să aveți mai multe opțiuni și de job și de relații, să zic așa, și să nu știți pe care să o mai alegeți. Adică va trebui să vă adaptați imers pentru că evenimentele se vor desfășura un pic mai repejor decât v-ați fi așteptat voi. Ideea este că există direcție pe care o să mergeți, mai ales pentru capricornii care se află la o răscruce de drumuri și nu știu pe unde să o apuce. Bazați-vă foarte mult pe semnele pe care le primiți din partea ghizilor spirituali și mai mult chiar pe vocea dumneavoastră interioară, pentru că eu zic că știți foarte clar ce să alegeți, care opțiune și încotro să vă îndreptați. Numai să faceți un pas către o anumită direcție. Asta este la voi impulsul, plecarea. Plecarea se face a nevoie, se face greu. Poate că de foarte multă vreme ați fost blocați în propriile decizii. Acum este momentul să faceți un mic pas. Faceți un pas și apoi vedeți dumneavoastră. În adâncul sufletului vostru voi veți ști ce să faceți, încotro să o apucați, cu cine să fiți sau încotro să mergeți, ce să semnați. Veți ști lucrul acesta. Nu este vorba de a nu întârzia procesul, pentru că lucrurile vin exact și se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple. Doar să vă păstrați credința că veți depăși aceste așa zise obstacole pe care unii dintre voi chiar le-ați creat singuri. Pentru că nu faceți acel pas, nu unii dintre voi, din cauza dezamăgirilor și din cauza faptului că ați așteptat sau așteptați prea mult să se întâmple lucrurile, ele nu se întâmplă. Și atunci, de ce să mai fac când nu se întâmplă? Faceți ca să se întâmple. Spun aceste mesaje.
Și plus că unii capricorni sunt foarte mândri. Asta zic, este o mândrie care poate constitui un obstacol în calea progresului vostru. Nu pot să fac asta, nu pot să semnez asta, că vine de la nu știu care sau cum să fac chestiunea asta, pentru că eu știu că nu suport pe Xulescu sau în sfârșit poate ați avut niște clinciuri cu persoane, parteneri, partenere și în afaceri și în iubire și atunci cu atât mai mult nu vă dă mâna. Dar vă restabiliți, să știți, calmul. Vă restabiliți. Ideea este ca în momentul în care, să știți că rugăciunea și meditația vă ajută foarte mult să obțineți răspunsul, că tot vorbeam de vocea interioară, vocea interioară vă va da răspunsul și deciziile pe care le luați, spune Universul, ar trebui să fie într-un moment, să fie luate într-un moment de calm. Când sunteți voi mai calmi și când sunteți voi mai lipsiți de mândrie, încercați să vă gândiți la propunerile pe care urmează să le primiți, indiferent că sunt de la persoane pe care nu le haliți, nu vă plac în sfârșit. Folosesc așa un limbaj urban. Pentru că, v-am zis, totul se întâmplă nu cu rapiditate. Și când se întâmplă neprevăzutul, aveți senzația că s-a întâmplat, m-au luat pe nepregătite. Ok, să aplaudăm. Vă văd așa demoralizați pe unii capricorni și de asta nu ratați, pentru că lucrurile nu se întâmplă atunci când, bineînțeles, vrem noi, ci când ne trebuie. Sunteți ca un boboc de trandafir care abia așteaptă să dea în floare sau cum se zice, să înflorească, să înflorească. Drumul, într-adevăr, drumul este anevoios. Drumul, încă mai sunt acolo, baza este încălcită, sunt tot soiul de chestiuni încălcite în viața voastră particulară. Însă și aveți grijă la tensiunile astea pe care vi le provocați și voi în unele cazuri. Atenție la nervi, la stres, la tensiuni, la certuri. Sunteți foarte mulți capricorni cu fitilul extrem de scurt. Și s-ar putea să luați foc și pe persoane care chiar nu ar merita lucrul acesta. Exprimați, vocalizați, fiți vocali, scoateți afară din voi aceste neîmpliniri, tocmai pentru a vă vindeca și voi din punct de vedere al sănătății. Sunt foarte mulți capricorni care au reale probleme de sănătate începând din zona aceasta a colonului. Vedeți, nu puteți să evacuați. Țineți în voi ceva, ce vă face rău și vă afundă tot mai mult într-o stare de inutilitate. Unii capricorni se simt inutili. Și de aici lanțul slăbiciunilor. Ajung să nu mai vadă opțiunile pe care le au înainte. Dar cum spuneam, meditația vă ajută foarte tare și dacă faceți acest prim pas către a accepta un ajutor, sunt foarte mulți capricorni care nu acceptă ajutor, în bani, de exemplu, dacă stau foarte rău cu bănuții din partea unor persoane care nu le plac. Vă dați seama, mândria capricornului să facă gestul ăsta este mare. Dar ce val, cavalul trece și eu personal cred că veți găsi un răspuns foarte, foarte bun. Odată ce vă veți descălci voi propriile situații, adică dacă conștientizați că va trebui să treceți peste, nu, adică nu va trebui nimic, mă scuzați, da, tot folosesc expresia asta și nu-mi place, nu va trebui nimic, este necesar, este bine, este oportun să conștientizați voi aceste problemuțe pe care le aveți. Spuneam, am început ceva și am plecat către altă mesaj. Este vorba, că tot ziceam de colon, probleme intestinale, de asemenea, prostată la bărbați, posibil neîmpliniri, din punct de vedere intim, sexual, la doamne și domnișoare, poate problemuțe, nu știu, trompe uterine înfundate, uter, probleme, posibil să fie vorba despre partea aceasta de neputere de a face un copil. Sunt foarte mulți capricorni care nu au copii. Din diverse motive nu au putut să facă copii și de aici vine
o frustrare în timp, un dezechilibru, probleme cu sânii, de exemplu, sub sâni, sân și sub sâni. Deci de aici în jos, deci de aici în jos, Capricornul din punct de vedere medical s-ar putea să fie un pic prăfuț, s-ar putea să fie reale probleme din punct de vedere al coloanei vertebrale, coloană lombară, acolo unde se cară toate grijile, chiar și splină, oboseală cronică, extenuare. Dar v-am zis, sunteți ca un bobo care așteaptă să înflorească. Dacă voi dați voie, dacă nu-i dați voie, n-are cum. Semne zodiacale cu care o să intrați cu care este posibil să intrați în contact și vorbim în primul rând de leu, că asta a fost gemeni, pești, văd aici. Pești, ia uitați, că tot am zis de pești, tot, nu știu dacă am zis de berbec. Sau poate să fie vorba despre încăpățânare de a accepta că există un final care aduce un nou început. Orice final aduce după sine un nou început. Și tau. Destul de multă încăpățânare, destul de multă mândrie. Sunt capricorni care vor să... Sau capricorni care dacă nu reușesc să aibă sub control întreaga situație. Sunt unii capricorni care au scăpat de sub control totul și de asta au intrat într-o stare agresivă de anxietate. Nu pot vedea luminița de la capătul tunelului, deși aceste mesaje spun toate grijile or să se risipească. Hai să vedem ce răspuns aproape personal aveți voi, dragii mei capricorni, la o situație cu care voi vă confruntați în mod particular. Nu este cazul să vă îngrijorați, uitați că vă spune și această carte. No need to worry. Nu este nevoie să vă îngrijorați. Există încheierea unui ciclu, mai ales din punct de vedere financiar. Doamne ajută! Posibil că dacă voi nu sunteți bine financiar, aveți senzația că dezamăgiți pe cei din jurul dumneavoastră sau nu vă puteți face micile plăceri sau nu puteți să ajutați pe altcineva. Și dezechilibrul ăsta, dacă pornește de la partea aceasta a bănuților, de la finanțe, dacă pornește de la acest lucru, s-ar putea ca să intrați în zona aceasta de dezamăgire, să nu mai vedeți noile opțiuni care vor veni în viața dumneavoastră. Haideți să vedem de ce nu trebuie să vă îngrijorați. Pentru că veți primi 8 puncte, 8 zile. Nu evenimente news. Vești. O să primiți foarte, foarte, foarte multe vești despre schimbarea situației dumneavoastră personală. Și de asemenea, cineva vă trimite semnale de iubire, de dragoste. Nici dragostea nu cred că sunteți în momentul acesta capabil să o simțiți, să vedeți. Dar uite că lucrurile vă iau pe nepregătite. Bine, am și zis că și dacă vă iau pe nepregătite, voi parcă sunteți așa neîncrezători. Ce mai îmi trebuie mie? Ce mai fac? Și dacă tot vorbeam de iubire, a lot of love, multă, multă iubire, s-ar putea să fie vorba de împământenire, de îndrăgostire. Păi ia uitați, a doua carte care ne vorbește despre îndrăgostire, pentru că meritați să fiți iubiți, să fiți iubite. Meritați această iubire, meritați să ieșiți din zona asta de tumult emoțional și să vă mai liniștiți și voi un pic. Ele, roșcățele cu părul creț sau castaniu și aten cu ochii căprui, de exemplu, sau căprui verzi sau căprui verzui. Concret, să vedem. Pentru Capricorn, în luna decembrie, poate vă îndrăgostiți atât de tare și dragostea vă determină să uitați și de griji, de grijile financiare, astfel încât să vă bucurați. De ce vă e frică vouă, dragii mei Capricorn, să dați frâu sentimentelor? Pentru că
Posibil în trecut să fi fost abandonați și să fi suferit destul de tare și atunci s-ar putea să fi construit un zid așa de jur împrejurul vostru împotriva oricărei forme de suferință, dar zidul este atât de puternic și atât de bine construit încât nimeni nu vă poate face rău, dar nici nu vă mai poate iubi, că dacă nu poate să intre în sufletul vostru, degeaba vine iubirea dacă voi nu-i dați drumul, așa că este oportun să vă deschideți acestor opțiuni de iubire și să nu vă mai fie frică de acest abandon, pentru că fiecare relație este diferită, fiecare persoană este diferită, adică nu toată lumea este la fel. Și este încă o frică a capricornilor să nu fie vânați sau vânate pentru că au bani, pentru că arată bine, pentru că au serviciu bun, pentru că au casă, pentru că au, nu știu, pentru că. Sunt foarte mulți capricorni care se confruntă cu astfel de detalii. Detaliile fac diferența, însă ele nu trebuie, mai ales cele inutile, să fie luate atât de luate în serios. Cineva vă strigă, cineva vă telefonează, cineva întinde o mână către voi. Depinde de voi să o prindeți sau nu. O dată de 24. Îmi doresc ca, virgulă, capricornii de Crăciun, în ajunul Crăciunului, să simtă acest calm interior, pentru că atunci, în jurul Crăciunului, capricornii se prea poate să își revină în ideea de a lua această gură de oxigen și de a spune hai măi totuși să încerc, să vedem până la urmă ce iese din toate aceste opțiuni. În amor s-ar putea să primiți această mână de ajutor, această iubire cu o persoană care poate nu v-a plăcut niciodată, poate că ați fost în clinciuri cu ea, poate că este o persoană pe care nu o suportați, de exemplu, că s-au mai văzut cazuri să spună cineva, păi cum, că nu-l suport, deci pe ăsta niciodată să nu vină, să nu, după care să sfârșească într-o relație de căsătorie, de exemplu. Eu, personal, acum nu, că în sfârșit s-au schimbat lucrurile, dar mi-aduc aminte că atunci când eram eu mai tinerică, mă înțelegeam foarte bine cu doar, de fapt, cu persoanele pe care nu le puteam înghiți de la început, când făceam cunoștință. Dacă persoana aia mi era atât de greu de digerat, sfârșeam prin a fi ori cele mai bune prietene, mult spus, ori foarte bune prietene sau prieteni, ori ajungeam să-mi pese foarte tare, mă rog, și viceversa. Persoanele pe care le cunoșteam și mă înțelegeam din prima absolut minunat, se întâmpla să ajungem într-un conflict, fără doar și poate. Cred că așa s-ar putea să fie vorba și la voi. Sunt șanse să fie și persoane blonduțe cu părul așa până aici. Sau, mă rog, șatene sau grizone, așa. Carte de final. Nu fiți tot timpul cu sabia scoasă din teacă. Nu vă sară țandra așa tot timpul. Alegeți-vă cu grijă cuvintele și mai ales pentru capricorni în această perioadă nu este utilă expresia ce e în gușă și în căpușă. Feriți-vă să spuneți adevăruri care dor, de exemplu. Pentru că s-ar putea să intimidați foarte tare pe cei din jurul dumneavoastră. Limbajul manifestat cu putere și binefăcător al inimii este mereu plin de blândețe. Fiți blânzi cu cei din jurul vostru, dar și cu voi. Compasiune, dragii mei. Vă îmbrățișez cu mare drag. Aveți grijă să nu fiți prea direcți în această perioadă, pentru că o să fugă toată lumea de voi.
Și fiți atenți la aceste opțiuni și în iubire și în carieră. Chiar dacă nu vă plac neapărat. S-ar putea ca ele să fie unele într-adevăr câștigătoare și pe termen lung. Toată iubirea din lume, dragii mei, să aveți o lună în decembrie absolut superbă. Mulțumesc din toată inima pentru susținerea voastră, pentru aprecierile voastre. Vă salut, sunteți în permanență rugăciunile mele. Doamne ajută! Pa, pa!